Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vorbim despre o carte superbă, o noutate editorială, Estetica inconștientului, eseuri de psihanaliză de Daniela Luca, o carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald. Și astăzi alături de noi este Lavinia Bârlogeanu, profesor universitar, doctor în științele educației și psihoterapeut. Pornim discuția noastră chiar de la titlul acestui volum publicat în colecția Psihoterapia. De ce estetica inconștientului? Mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru ocazia de a vorbi despre o carte pe care am citit-o cu o plăcere extraordinară. Este, trebuie să mărturisesc, și cartea unei autoare pe care o admir foarte mult, așa că mă bucur cu atât mai mult că avem ocazia astăzi să conturăm poate un tablou al Danielei Luca. O să răspund invitației tale și o să-ți spun la ce m-am gândit eu când am văzut că și-a intitulat această carte de eseuri psihanalitice Estetica inconștientului, pentru că e un titlu care ascunde lucruri. Ascunde lucruri pentru că răstoarnă cumva niște mituri ale noastre. Miturile despre înfricoșătorul inconștient, despre baubaul coșmarurilor noastre, despre toate relele, monștrii și creaturile terifiante care năvălesc în taina propriilor noastre nopți. Ori, vezi tu, estetica inconștientului ne învață să privim altfel. Ne învață să privim printr-o altă grilă axiologică decât ne-am uitat, știu și eu, poate până prin anii 70 la inconștient, ne învață să ne uităm la realitatea ultimă, la acel adevăr absolut care locuiește în fiecare dintre noi și care configurează într-un mod cu adevărat unic ființele noastre. El trăiește în inconștient. Înțelegi? Estetica aceasta ne locuiește pe fiecare dintre noi. Este, practic, natura însăși a inconștientului. Păi, fii atent la ce m-am gândit tot timpul, pentru că am citit cartea având în minte sintagma estetica inconștientului. Mi-am pus următoarea întrebare. Care e categoria fundamentală a esteticii? Știm cu toții. Frumosul și mai ales, mai nou, o specie a lui, sublimul. Ei bine, estetica inconștientului pe mine mă face să regăsesc în tot ce scrie Daniela Luca, mai ales în prima parte a cărții, despre mari autori ai literaturii la care se referă, mă face să regăsesc categoriile sublimului, adică monumentalul, mărețul, grandiosul. Despre asta e vorba acolo. Și mai presus de toate, despre tragic ca specia sublimului. Vezi, noi nu ne gândim la lucrurile astea, la cât de mult transmite un cuvânt. Da? Ori, psihanaliza, în ultimă instanță, este, nu? Despre tragic, mă gândesc. Despre tragic, despre condiția noastră, despre frumusețea ei ieșită din comun. Mai e ceva la care aș vrea să mă refer. Daniela Luca scrie chiar la începutul cărții despre un credo al ei, și anume că mintea noastră are această dimensiune estetică, aș adăuga sublim tragică, și această dimensiune nu poate fi ștersă, ea nu poate fi anulată și o regăsim în absolut tot ceea ce creează psihicul nostru în diversele lui manifestări experiențiale. Și asta se întâmplă indiferent de locul în care poziția minții noastre se află în continuumul sau pe acest continuum între normal și patologic. Și mi se pare foarte interesant să nu pierdem din vedere lucrul ăsta. Vezi tu, cartea ne adresează o mare provocare prin însuși titlul ei.
Și Daniela o spune cam în următoarele cuvinte. Trăiește creativ și creează vital. Și sunt sintagme cheie pentru toate analizele pe care ea le face în prima parte a cărții. Deci, aș vrea să avem în vedere aceste dimensiuni ale minții noastre. Aș vrea să ne referim puțin și la concepția despre inconștient, la care aderă, iată, în această lucrare Daniela Luca. Da. Vezi, așa cum e alcătuită cartea, cu cele două mari părți ale ei, are o noimă și noima acestei prime părți din carte, da, eseurile psihanalitice despre literatură, este tocmai pentru a marca modul în care ea înțelege inconștientul. Vezi, se simt urmele unui mare psihanalist în toate analizele pe care le face ea aici. Mă refer la Wilfred Bion. Îl și citează de altfel de multe ori, dar e important să înțelegem că odată cu Bion, psihanaliza cred că s-a vindecat de o mare pudoare a ei. Și anume, nu ne mai este rușine, nu ne mai este frică să vorbim despre cauză primă și realitate ultimă. Nu ne mai este rușine să vorbim despre origine și adevăr absolut, despre imanență și transcendență, ca reprezentând categorii ale psihicului nostru, ale minții noastre. Știi? Și aici mi se pare un mare pas înainte și să știi că nu e un pas care se face ușor în psihanaliză. Dacă ne gândim la ultimele lui consecințe, vreau să spun că se zguduie din rărunchi psihanaliza prin această recategorizare a inconștientului, pe care cred eu că o vedem destul de clar în cartea Danielei Luca. Știi la ce m-am gândit, Sorin, când citeam? Că ea, în scrierea ei, parcă pune cuvintele pe note muzicale și îți interpretează o partitură cu virtuozitate. Înțelegi? Și asta mi se pare mie absolut minunat. Modul în care, prin sonoritatea acelor cuvinte care n-are cum să nu ajungă la cititor, îți spune lucruri despre amploarea, frumusețea și capacitatea de salvare care vine din acest inconștient care mi se pare adesea prea mult și poate prea nedrept, terifiant. Daniela Luca, hai să spunem într-o triplă ipostază, poetă, da. Și aici aș adăuga faptul că, cunoscând-o de ani de zile, inițial din mediile literare și intersectându-ne probabil cu ocazia publicării cărții mai mult în ultimul timp, și eu având cărți de poezie scrise, am rezonat cumva, pe de o parte, cu sufletul ei de poet, apoi vine partea aceasta de psihanaliză, de psihanalist și de eseist până la urmă, pentru că în urmă cu aproximativ 5 ani ea a mai publicat o carte din zona aceasta și nu în ultimul rând, aș spune, cea de profesor. Ai dreptate că e un fel de om-orchestră în psihanaliză. Ea face mai multe joburi și vreau să marcăm că e vorba de identități profesionale diferite. Una e să fii analist și asta nu te califică deloc să fii un scriitor în psihanaliză. Și știi de ce spun asta? Fiindcă am avut o discuție, cred că au trecut niște ani, cu cineva dintr-o editură care îmi spunea
că regretă faptul că nu sunt mai mulți psihanaliști sau psihoterapeuți care scriu cărți. Eu vreau să zic că mă bucur că nu sunt, pentru că e un alt job. Să scrii este un job în sine și tu știi exact la ce mă refer. E bine, pentru Daniela Luca, lucrul ăsta este firesc, e internalizat, ea este un scriitor în psihanaliză. Și acum mă duce gândul un pic la un fragment la care ea a insistat când a analizat solenoidul lui Cărtărescu, da? Țin minte că acolo un personaj zice că nu mai merită să scrii decât Biblii. Cam la asta mă refer și eu. Nu merită să scrii în psihanaliză decât atunci când vocea ta este unică în peisajul scrierii. Ei, eu cred că suntem în această situație. Și îți mărturisesc, asta îmi place, că vocea Danielei Luca se simte în peisajul psihanalizei contemporane într-un mod foarte puternic, foarte individualizat și este cu adevărat o scriitoare. Și uite că vorbim despre aspectul ăsta, are în partea a doua a cărții, partea în care o vedem pe ea în ipostaza de analist și simțim cumva cum lucrează mintea ei în cabinet. Are acolo două teme care pe mine m-au impresionat cu adevărat când se referă la dialectica intimitate-non-intimitate și la dialectica între spațiul personal și spațiul psihanalitic. Eu parcă l-am, cum să zic, parcă am citit un scriitor de talia lui Thomas Ogden. Deci o spun fără doar și poate. Și pe asta m-am și bazat mai devreme când am vorbit despre dimensiunea asta de virtuozitate a scrisului ei. Dar ea face la acest nivel vocațional, să spun, cam tot ceea ce face. Vezi, în partea a doua, când citim despre practica ei în cabinet, mie mi s-a părut impresionant de-a dreptul să observ, atât cât am putut eu citind cartea, cât de complex funcționează mintea ei, cât de adânci sunt straturile psihei pe care le accesează, cât de mare e drama sau tragedia unui analist care se izbește mereu de apărările unui pacient și nu poate ajunge, nu e lăsat să ajungă la miezul lui, la esența aceea divină, la sinele acela autentic. E, citind această carte, vezi toată strădania, tot efortul, toate dificultățile, toate disperările, dar mai presus de toate, vezi nădejdea cu care ea nu abandonează. Din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare o mare lecție pe care ea poate să o dea celor care se formează în psihanaliză. Și aici, vezi, vin pe linia întrebării tale și vorbesc despre poziția ei de profesor. Și atenție, nu orice profesor. Și cred că aici sunt... nu știu cum să zic, fără falsă modestie spun, pentru că sunt profesor în primul rând și știu ce înseamnă să fii profesor, cam asta am făcut aproape toată viața mea. Dar e vorba de un alt tip de profesorat care nu seamănă deloc cu ce se întâmplă în spațiul academic. Și știi de ce? Pentru că transmisia psihanalizei recuperează ceva ce cultura umană a pierdut, și anume tradiția orală. E extraordinar și știi de ce simt să spun asta? Pentru că în tradiția orală avem o valoare fundamentală a transmisiei, și anume credința. Tu îmi transmiți ceva, eu te privesc cu credință. Dacă nu investesc cu credință, am pierdut tot. Și anume, am pierdut calitatea de model pe care tu mi-o oferi și la care eu reacționez cu toate instanțele alcătuirii mele, știi? Reacționez corporal. Pielea mea vibrează când te aud vorbind, pentru că știu că îmi spui ceva autentic, ceva ce regăsesc în mine.
Înțelegi? E, știu ce spun când zic asta. Daniela Luca chiar face asta. O pot observa cu atâta pasiune, cu intensitatea cu care arde. Arde în timp ce vorbește. Înțelegi? E, asta înseamnă iubire, crez și dăruire. Eu sunt, îți mărturisesc, foarte impresionată de descoperirea ei ca om atât de complex pe toate palierele pe care le-am enunțat. Pentru că pomeneai puțin mai devreme, ai menționat de Solenoidul, cartea lui Mircea Cărtărescu. Cum înțelegem evadarea din propria realitate? O să îți răspund cu referire la acest autor. Dar, vezi tu, el ne arată ceva spre care ar trebui să tindem în toate curele analitice. A evada din propria realitate, mai bine zis, din ceea ce crezi că este propria realitate. La Cărtărescu, și deschid o paranteză, această realitate tragică e acel claustrum, acea organizare psihică labirintică, da? Un arhetip al mamei claustru, al mamei labirint. E, a evada din această realitate pe care o crezi a ta e, de fapt, șansa pe care o ai la vindecare. Pentru că ieși din acest claustrum, adică din setul de apărări psihice puternice pe care le-ai alcătuit, da? În evoluția ta, pentru a te apropia de tine cu adevărat. Noi știm cine suntem abia când trecem de aceste apărări pe care le credem propria noastră realitate. Și avem acces la, iarăși revin la Bion, un autor, cum îi place Danielei Luca să spună, Princeps, în această carte a Danielei, da? Iarăși revin la Bion pentru a spune că ieșim din ce credem că e propria noastră realitate și intrăm în adevărata noastră realitate. În acel o bionian, cauză primă, adevăr ultim, dar care, prin intrarea mea în acest registru, se subiectivizează, se personalizează și îmi dau șansa să mă găsesc pe mine cu adevărat. Cred că nu mai e un mister, nu mai e o taină pentru nimeni că poate marea provocare a vieții și cea mai grea este să poți ajunge la tine însuți. Vezi, dacă mă întreb ce... Da. De fapt, cred că ăsta este, aș spune eu, și un soi de deziderat, de dorința, da, arzătoare a omului contemporan, uh-huh, a omului modern, pentru, uh-huh, că de cele mai multe ori atunci când vorbim de zona de psihanaliză, de psihoterapie, chiar și când ne ducem în anumite tradiții spirituale, întrebarea care apare pe buzele tuturor sau pe buzele interlocutorilor care țin acel dialog este cine sunt eu? Uh-huh. Cine sunt eu cu adevărat? Da? Dincolo de roluri sociale, dincolo de măști, dincolo de acele roluri pe care eu le exercit în viața de zi cu zi. Că sunt tatăl copiilor, că sunt soțul, da, unei femei, că sunt nu știu cine de la job, că, și așa mai departe. Uh-huh. Cine sunt eu cu adevărat? Și continuă cu alte întrebări, consider eu, la fel de esențiale sau de fundamentale. De unde venim, uh-huh, și încotro ne îndreptăm? Exact. Păi toate fac parte din spectrul aceleiași chestionări, știi? Știi ce mi s-a părut mie foarte frumos în prima parte a cărții Danielei Luca? Fiindcă ea, cu o delicatețe care chiar i-a reușit, chiar i-a reușit foarte bine, delicatețea și blândețea în această parte, ea ne arată stadii diferite ale accesului la răspunsul pe care îl căutăm. Ea ne arată, uite că tot vorbeam despre Solenoid și despre Mircea Cărtărescu, cum tolerarea ambivalenței este o condiție
necesară pentru a găsi răspunsul la întrebarea aceasta, cine sunt eu. Și vedem ipostaze de scriitori care sunt mai aproape sau mai departe de acest ideal de a putea răspunde la întrebarea cine sunt eu. Asta mi s-a părut extraordinar, pentru că până la urmă aici vedem o metaforă a vieții întregi. Noi oamenii toți suntem pe calea asta, toți, la stadii, niveluri diferite de, știu și eu, autocunoaștere. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre estetica inconștientului, eseuri de psihanaliză, cartea Danielei Luca, o carte publicată în colecția Psihoterapia din portofoliul editurii Herald. A fost alături de noi Lavinia Bârlogeanu, psihoterapeut, profesor, universitar, doctor, cărei mulțumim foarte mult pentru, să spunem, această perspectivă diferită pe care a dat-o cărții Danielei Luca, pentru că noi am mai avut, bineînțeles, discuții și cu, să spunem, alți psihoterapeuți sau redactorii de carte de la Herald care s-au ocupat îndeaproape de această carte, dar iată perspectiva pe care Lavinia Bârlogeanu o aduce în ceea ce privește atât prima carte, partea de literatură, cât și partea a doua, studiile clinice de psihanaliză, mi se pare cu totul și cu totul remarcabil. Mulțumim foarte mult, Lavinia Bârlogeanu. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi minunată și lectură plăcută. La revedere! La revedere!